Bună ziua, bun găsit între prieteni! Nu mai este un secret faptul că mintea umană este atât de puternică încât ne permite să ne influențăm inclusiv starea fizică. De exemplu, atunci când o persoană se confruntă cu anxietate sau inclusiv cu depresie, este probabil ca boala, pe lângă faptul că o afectează la nivel psihologic, să determine în același timp și apariția unei serii de simptome fizice. Vorbim mai multe despre cum ne influențează gândurile starea de sănătate cu Dimitrie Puchiu, specialist și formator în informație energetică. Bine te-am găsit, Dimitrie! Bine ne-am reîntâlnit! Cu gânduri bune, cum îmi place mie să spun. Bineînțeles, tot timpul avem ceva de învățat, indiferent de vârstă, indiferent de experiența pe care o avem. O minte deschisă permite omului să se îmbogățească și să fie un utilizator înțelept de energie și informație. Totul este energie și informație, iar gândurile sunt transmise pe calea undelor. Au o viteză uluitoare, atât pentru noi, cât și pentru ceilalți. Practic, întreg câmpul pe care îl traversează gândurile noastre este impactat și transformat. Prin urmare, dacă noi suntem structuri energo-informaționale, automat și noi suntem supuși autoprogramării. De asta este important ca atunci când emitem ceva în exterior să fim conștienți că există acel efect de bumerang, nu numai că se întoarce, că deschizi o frecvență, dar automat în momentul în care tu emiți ceva, primul care este beneficiarul, să zic așa, acelor gânduri ești chiar tu. Deci când gândești negativ despre ceva, etichetezi din necunoaștere sau poate cunoaștere, dar uneori dintr-un moment de supărare, frustrare, în momentul acela, acel lucru devine pentru tine cu o putere de adevăr absolut, deci automat situația respectivă se va oglindi în viața ta. De asta este important, să ne domolim emoțiile, gândurile, să le corectăm, niciodată nu este prea târziu. Poate uneori, în virtutea inerției, suntem obișnuiți într-un fel să ne manifestăm. Dar niciodată nu este prea târziu să schimbăm acest fel de a fi. De asta este important ca să învățăm atât din experiențele noastre, cât și ale celorlalți, să fim receptivi la sfaturi, nu? Bănuiesc că ăsta este și scopul emisiunii tale, așa cum am observat, un rol modelator, dar și educativ. Așa e. Da? Deci, prin urmare, hai să vedem. Cam cât de puternice sunt gândurile noastre zilnice și cum ajung ele să ne modeleze realitatea și chiar să lase amprente pe corpul nostru fizic la un moment dat? Păi, în primul rând, în momentul în care noi vorbim de structuri energo-informaționale, corpul nostru este compus și din apă, cum spuneam și rândurile 70%. Trecute. Cam așa, nu? Cam așa, da. Chiar mai mult, da. 70% fluide. Da. Automat, tot ce înseamnă conținut dens, materia, este ea însăși energie și informație, adică nu numai elementul apă în sine, dar el la rândul său este tot o formă de energie într-o formă condensată. Și prin urmare, în momentul în care noi gândim că suntem urâți, gândim urât despre noi înșine, da, nu ne prețuim, da, da, că uite cât de fraier sau prost sau nu-mi iese, nu sunt în stare de nimic, în momentul acela tu singur îți creezi un program. În momentul în care vorbim despre sănătate, dacă observăm, nu știu, că am luat kilograme în plus, hai să luăm că doamnele în special au preocuparea asta, da? Acolo, da. Intră într-o stare de nefericire și de... Da, nu-și acceptă corpul, da, practic. Exact, și la un moment dat intră într-o disperare, nu știi ce să mai faci să schimbi. E, află că în momentul în care dispare, culmea, disperarea, intervine calmul și capabilitatea de a fi echilibrat. Bun, se pot întâmpla fluctuații. Poate treci printr-o perioadă stresantă. Există acel mâncat convulsiv, da, da? Da. Din cauza emoțiilor. Atâta timp cât tu știi care este rădăcina problemei și te analizezi, automat știi că dacă ești atent și corectezi acele gânduri, ele nu se vor mai manifesta. De asta, într-un fel, proporțiile fizice sunt, de fapt, influențate în mod direct de emoțiile și trăirile noastre. De ce se află în interiorul nostru, ce emitem aici în
acest lăcaș, acel motoraș al sufletului nostru. Și aici sunt, știi prea bine, două manifestări, că sunt persoane care la supărare, de exemplu, mănâncă foarte mult, da, acest mâncat compulsiv despre care spui, da, da, pe fondul acestor emoții, da, care îi macină, sau sunt persoane care, din potrivă, nu mănâncă deloc, ajung să spun că nu mai mi-e poftă, nu mai am chef să mănânc, slăbesc foarte mult și se vede faptul că persoana respectivă trece printr-o suferință. Deci ne ducem la extreme. Da, noi suntem foarte diferiți. Deci nu există o rețetă general valabilă vis-a-vis de abordarea acestui subiect. Dar de unde trebuie să pornim, indiferent de cauze, indiferent de tipologia noastră, de felul nostru de a fi, de ce observăm, la ce reacționăm mai repede, da? Trebuie să înțelegem un lucru. Oricând, oricum, noi putem avea capabilitatea de a ne corecta. Deci orice dezechilibru poate reintra în formă de echilibru prin voința și intenția noastră, adică să nu intrăm în starea de panică. Iar să fim foarte atenți modul în care informatizăm alimentele, pentru că momentul în care tu spui și gândești despre tine că pe mine mă îngrașă și un pahar cu apă, Doamne, ce crezi? Ce crezi? Deja devii un elefant. Și te întreb de ce. Da, da, da. Deci, prin urmare, hai să fim atenți. Bun, știm că suntem nevoiți uneori să consumăm alimente nu neapărat care le putem noi gestiona. Te afli, știu eu, într-o situație în care mănânci și ți se oferă, sau asta este oferta. Tu dacă știi că un anumit aliment nu-ți face bine, dacă nu te poți abține, măcar nu-i potențezi valențele negative pe care tu le-ai observat. Spui că acel produs, da, că este aliment, că este o băutură, da, care conține diverse chimicale care tu știi că nu-ți fac bine și așa mai departe, tu în momentul ăla spui, îmi satisfac doar pofta, voi prelua doar elementele bune din el, dar restul nu mă va afecta, adică toxicitatea, aspectele neplăcute nu mă influențează. Mai există și o formă, dacă tot să încheiem subiectul ăsta cu alimentația, mai există o variantă în care oamenii, la un moment dat, din lipsurile pe care le aveau, când dau de abundență sau încep să-și revină, da, tind să mănânce în dorința de a suplini tot ceea ce n-au avut, din frustrarea lipsurilor pe care le-au avut cândva. Și atunci intră într-o altă formă de dezechilibru, practic de la o extremă la cealaltă, ajungând să mănânce necontrolat. N-am avut asta, acum trebuie să mănânc o tonă ca să recuperez, suplinesc lipsa, da, să suplinesc, da. Da, și iarăși nu este în regulă. Da. Dar acum revenind la aspectul informațional, în momentul în care noi conștientizăm că suntem creatorii realității noastre, adică de noi depinde ceea ce gândești. Ceea ce gândești, da. Da? Practic, modul în care tu te raportezi și etichetezi tot ce se află în jurul tău, hai măcar să o facem cu cap. Da? Bun. Dacă avem puterea de a ne autodistruge prin gânduri din astea sabotoare, uneori mai picăm, fie din necunoaștere, fie din oboseală, ne mai scapă, da? Da, da? Atunci hai să dezvoltăm aspectul pozitiv, creativ și să dăm un alt sens. Așa cum mintea ta poate să zburde în orice direcție, n-ar fi mai frumos măcar să o disciplinăm să zburde către o zonă frumoasă, frumoasă, de, da, confort, da, da? E, și atunci mai există varianta aceasta în care gândurile noastre, când etichetăm pe ceva sau pe cineva, se întorc împotriva noastră, adică gândim negativ de o anumită persoană, judecăm, devenim critici. Ei, lucrul acesta, în primul rând, ne afectează pe noi. Pe de o parte, îți scade vibrația, că în momentul în care tu emiți un gând negativ, tu nu mai poți să spui că ești de o vibrație, da, înaltă, da, da, da? Enervarea, starea de irascibilitate se simte și în corp, da? Automat. Clar, observi, da, ori te apucă atacurile de panică, da, palpitații, da, crește tensiunea și așa mai departe, da? Dar energetic, tu ești un emițător de câmpuri permanent. De asta este important să fii conștient de puterea care se află în tine. Deci chiar și în momentele negative, tu ai aceeași forță, exact cum o ai în momentul în care tu emiți gânduri pozitive. De asta se recomandă cât se poate de mult să fii atent
la trăirile tale, să îmbrățișezi, să ai compasiune, înțelegere, acceptare față de această diversitate pe care o întâlnești. Nu toți sunt toată lumea este obligatoriu să fie la fel ca tine, da? Deci nu ai cum să găsești întotdeauna prin rezonanță, că spunem noi, cine se aseamănă, se adună, da? Da, da. Ei, o să întâlnești și alte persoane pe parcursul vieții tale, că îți formezi tu la un moment dat un cerc de persoane cu care ești pe aceeași vibrație și sunteți cumva la același nivel sau poate mai înalt, că asta e ideal, să ai persoane care sunt să te stimuleze la un nivel, exact, să te stimuleze să crești și tu, e minunat, știi, dar trebuie să trebuie să mai interacționezi și cu alte persoane ca să ai acolo niște lucruri de învățat. Da, uite, lucrul ăsta l-am învățat în Țara Luanei, când la un moment dat, într-o zonă cu vibrații mai joase și simțeam câmpuri nu prea prietenoase, am întrebat divinitatea, așa, în felul meu, marea conștiință, și zic, Doamne, dacă Tu ești atât de minunat și faci numai lucruri minunate, de ce ai creat și așa ceva? Și oamenii de o anumită factură, și entități, și dimensiuni negative, da? Pentru că vorbim la nivel universal. Și mi s-a spus, și prin ei voi evoluați. Deci, practic, prin diversitate, tu din această diversitate, din aceste confruntări și aspecte polarizante, să zic așa, și polarizate, da? Tu să ai mereu de învățat. Noi suntem stimulați să evoluăm tocmai prin găsirea punctului de echilibru. Deci suntem într-o permanentă căutare a unui echilibru. Pe măsură ce te înțelepțești, că practic așa vine înțelepciunea, da? Prin cunoaștere, tu începi deja să-ți fie mult mai ușor să te raportezi la semenii tăi și automat tu, modul în care te relaționezi cu cei din jurul tău se va răsfrânge inclusiv asupra stării tale. În urmă cu două emisiuni... Știi cum se zice, primești ceea ce dai, nu? Exact, exact. Și în urmă cu două săptămâni, îți aduce aminte că am discutat despre procesul de autovindecare. E, practic, un dezechilibru cum se manifestă? Pornind de la ceea ce emiți. Chiar și printr-o frică, știi? Mi-e frică exact. Să nu mă îmbolnăvesc de nu știu ce. Și ai lansat-o în univers fără să vrei. Da, hipohondria, da. Chiar și să intri în panică de la un singur strănut, da. Deja îți creează o stare de dezechilibru. Da. Tu ești creator în momentul ăla, că de ceea ce ți-e frică, de aia nu scapi. Exact. Dar spuneam că de asta este important în procesul și de autoechilibrare, regenerare, să înțelegi cum funcționează, care este mecanismul. Practic, dezechilibru pornește din exterior. Dacă ne imaginăm corpurile noastre ca niște straturi. Pe centru se află structura fizică, în exterior primul strat emoțional, mentalul, emoționalul, spiritualul. Da? Modul în care noi gândim despre ceva, despre cineva, deja emite unde. Ele se răsfrâng în primul strat, în câmpurile conștiinței noastre, în zona spiritului. Apoi fisura merge către emoțiile care sunt deja perturbate, deja sunt distorsionate. Tu nu mai ești în zona aia de armonie. Tu deja, dacă ai fost în stare să emiți ceva negativ, clar va fi un ecou tot negativ. La următorul nivel începe stresul, structura mentală începe să intre în judecată, în dezechilibru, iar ultimul corp care este afectat este structura fizică, corpul fizic. De aia se spune că în momentul în care deja constați că ai o boală, că s-a instalat un dezechilibru, înseamnă că deja este ultimul strigă de ajutor al ființei tale, momentul în care este necesar să iei niște măsuri, să te schimbi. Da, cum poți face să întrerupi acest lanț, ca să zic așa, din momentul în care, hai să spunem, ai lansat aceste gânduri negative în univers, da? Apoi ele au venit așa, cum sunt cercurile, știi, când arunci o pietricică într-un lac și vezi cercurile, undele, da? Cum facem dacă devenim la un moment dat conștient să contracarăm efectul acesta, ca să nu se manifeste, să se ducă într-acolo? Așa cum ai emis, zicem în varianta că ți-a scăpat, da, involuntar, da? Da? Tot așa, în mod conștient, de data aceasta, cer anularea prin schimbarea stării tale, să ai compasiune față de tine însuți, să te ierți pentru imaturitatea ta, hai să luăm așa, pentru copilăria ta, da? Pentru că majoritatea dintre noi tindem să greșim, spunem noi, sau să fim în eroare din cauza necunoașterii. Dar pe măsură ce experimentăm sau ne atrag atenția alții asupra comportamentului nostru, noi automat suntem mult mai atenți și putem să corectăm. În momentul în care ești conștient și te ierți pe tine, deja lanțul începe să se rupă. Deja alchimizezi.
transformi, da? Nu-i mai dai putere acelui câmp. Practic, recreezi un nou câmp energetic, dar și informațional, care va bloca prima undă. Da? E ca un fel de scut, hai să ne imaginăm acest câmp. Și atunci, chiar și în momentul în care vorbim despre protecția energetică, că emit alții, da? Că noi pe noi ne blamăm, da? Tot acest aspect al protecției energetice creează un scut. Da? În câmpul tău, în momentul în care tu îți ridici vibrația, și asta este important, este iarăși un alt mecanism ca să remodelezi și să schimbi turnura evenimentelor. Nu întâmplător spun toate religiile, toate sistemele de credință spun să fii mai bun. Da. E, ce înseamnă acel a fi mai bun? De a-ți depăși tu nivelul tău mental și de a intra în structura ta spirituală, de a manifesta frumusețea ta interioară. Și practic și ce ai moștenit pe cale transgenerațională și ce ți-au transmis părinții fără să vrea, pentru că sunt multe bagaje pe care le ducem acolo și cumva ni le însușim, nu? Adică cumva și prin educație suntem de multe ori deturnați de la felul nostru autentic de a fi, pentru că noi suntem și constrânși, nu suntem lăsați să ne manifestăm precum am dori, pentru că sunt mulți factori. Exact, și atunci prin ceea ce noi gândim putem modifica prin intenția ta. Lucrurile sunt foarte simple. Chiar și astăzi pe Facebook-ul meu am postat un citat din Brâncuș care spune că simplitatea este atât de complexă, este de fapt calea către esență, dar nouă ne iau ceva timp să ne dăm seama cât de simple sunt lucrurile. Avem senzația că pentru a remedia ceva, a repara ceva, da? Trebuie depus cine știe ce efort, ce efort sau mare filozofie sau să fii cunoscător de nu știu câte tehnici. Nu, dragă omule, totul depinde de tine, de conștientizarea pe care o ai atunci. Un moment de conștientizare în care îți dai seama că ai greșit, da? Nu îți mai permite să dezvolți acea culpabilitate care atârnă mult mai greu. Și poți să spui, bun, este o eroare. Tuturor ne este îngăduit, să zicem așa, într-o oarecare măsură, nu putem să fim perfecți, da? Mai creăm și erori, da? Și atunci, clar, vinovăția este... Sentimentul de vinovăție nu mai te trage atât de jos și schimbă starea vibrațională. Pe de altă parte, înțelegi că în momentul în care tu ești acea iubire, da, acel mai bun, da, în care îți ridici vibrația și ai compasiune pentru ceea ce vezi în jurul tău, presupune într-adevăr un exercițiu, dar îți dai seama că prin intenția ta tu creezi, deja ai dat scânteia. De asta este important în viață, când vrei ceva, să dai o direcție prin intenție, să spui, eu vreau asta și crede-mă că se întâmplă. Observ că totul se întâmplă în favoarea ta. Universul nu are de unde să știe, are o infinitate de posibilități, dar dacă tu nu faci o alegere și nu dai o direcție, nu are cum să se manifeste conform dorinței tale. Practic, nu poți să bâșbâi, cum s-ar zice. Adică universul are nevoie de niște lucruri clare. Măi, ce vrei? Păi vreau asta. Ok, hai să lucrăm la asta. Cam așa sunt lucrurile. Păi și atunci o să vezi că vine în favoarea ta. Vin lucruri spre tine. Vin lucruri, vin oameni, vin situații. Semne, situații. Și uite, apropo de asta, chiar aseară am avut o experiență tare plăcută. Mergeam pe stradă în cartier și mă oprește o doamnă care zice, doamnă, v-am văzut de nu știu câte ori la televizor, dar nu rețineam la numele. La noi sper. Mă bucur, salutări, doamnă. Așa, și spune... Ce, domne, nu reușeam, vroiam neapărat, m-am gândit intens aseară la dumneavoastră, cum să vă contactez. Cum să intre în legătură. Și zice că așa căutam, vă găseam, dacă dădeam numele, gata. Da, persoană fizică, cum s-ar zice. Și zice, ce frumos lucrează universul, că uite, eu mi-am pus intenția și astăzi vă întâlnesc. Da, deci, vedeți, miracolele astea, nimic, nu există coincidențe în univers, dar trebuie tu să fii conștient că în momentul în care dorești cu ardoare un lucru, se întâmplă. Alea chiar se întâmplă în direcția respectivă. Chiar și când lucrurile par imposibile. Chiar și când lucrurile par imposibile sau poate par prea mari pentru tine, lucrurile se întâmplă. Da, și uite, aici iarăși este important să înțelegi că nu există imposibil. Foarte bine atingem și subiectul ăsta. Nu există ideea de imposibil. Există comoditate, frustrare, neputință, lipsă de acțiune.
Da, uneori și indolență. Și atunci omul preferă să spună, a, mi-este greu, am făcut tot ce este posibil. Și am întâlnit-o în diverse situații de viață, pornind de la abundență financiară până la stare de sănătate. Preferă să-l ia pe nu pot, nu știu, nu cunosc și să se mulțumească cu lucrul ăsta. Și atunci se minunează cum de nu se întâmplă un miracol. De ce sunt la nivelul la care sunt? De ce sunt bolnav? De ce sunt săraci? Da? Când universul le bate la ușă și le dă o oportunitate, știi cum e vorba aia, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în traist. Și atunci, fără nicio supărare, fiecare avem realitatea pe care ne-o creăm. Dar e important, măcar în indiferent de vârsta pe care o avem. Indiferent și aici de asta moment, e o limită, apropo de vârstă. Știi că ne punem și acest prag, sunt prea bătrân să fac asta, acum, să mai fac asta, sau să mai am parte de nu știu ce, da, nu se poate. Dacă n-am făcut lucrurile până la vârsta asta, niciodată nu mai e prea târziu. Știi? Nu, dar niciodată nu e prea târziu. Eu văd oameni treziți spiritual și oameni care gândesc frumos și au schimbat felul de a gândi după o anumită vârstă. Da. Și atunci îi privesc cu admirație. Momentul în care vin într-o călătorie inițiatică, de exemplu, unde spune, trebuie să ai condiție fizică. Nu trebuie să ai neapărat condiție fizică. Sunt trasee ușoare. Eu nu sunt genul care să zbur din piatră în piatră cu o viteză uluitoare. Deci, practic, ai posibilitatea. Trebuie doar să vrei. Bate și ți se va deschide, da? Și atunci universul așa funcționează. Pe frecvența gândului pe care tu le emiți, tu în momentul ăla poți să-ți aduci acel miracol. Starea de sănătate este modificată în primul rând prin undele pe care noi le emitem. Dacă noi suntem mereu frustrați, supărați, clar, n-ai cum să-ți meargă bine. Inclusiv tu te îmbolnăvești. Da, singur. Normal. De asta este important să realizezi. Măi, schimbarea asta nu o faci de dragul cuiva, nu pentru a etapa, nu pentru a demonstra ceva, ci pentru că conștientizezi că ție îți este bine, ție îți faci un bine, ăsta este darul tău, gândul tău frumos și curat. Dar uite ce-ți lipsește să te trezești dimineața și să spui în fiecare dimineață că nu îți trebuie să stai în poziție lotus, sunt sănătos și fericit. Da, să te privești în oglindă, da? Sau când deschizi ochii să vezi frumusețea cerului, să vezi ce te... să mulțumești pentru că ai mai deschis ochii în această lume încă o dată. Știi cât de puțin prețuim timpul pe care noi îl trăim? Și am constatat asta și încep din ce în ce mai mult să fiu mai conștientă și mai responsabilă, am gestionat acest timp. Cum îl trăiesc? Pentru că timp avem cu toții. Este un pretext că n-am timp. Ba da, timp ai. Vreme trebuie să-ți creezi pentru tine. Da? Deci este o diferență. În momentul în care ești mult mai atent la modul în care gândești, te raportezi la tot, îți dai seama, în viața asta, de ce sens are să stau supărat, exact, să port ură, să blestem, să înjur, să... când pot să aleg să mi-o trăiesc frumos, pentru că o trăiesc frumos pentru mine. Nimeni nu trăiește viața, asta trebuie să înțelegem cu toții. Nimeni nu face lucrurile pentru tine. Și nimeni nu face pentru tine. Tu dacă faci, o faci pentru tine, nu pentru că dă bine, da? Chestia asta de suntem într-un fel în societate și în interior, între patru pereți, îi buvnim, trăznim și așa mai departe, nu dă bine. De asta este important să ceea ce gândim, același lucru să-l facem în sensul acesta, adică să ne manifestăm, da? Și automat lucrurile se vor transforma, atunci se acționează la nivel universal. Deci gândurile, într-adevăr, ne transformă starea de spirit, ne transformă viața pe toate planurile. De asta este important să știi, să cunoști și să înțelegi marele mecanism, marea tehnică, marea filozofie este intenția ta. Da. Dacă tu crezi că poți, atunci cu siguranță vei reuși. Dacă tu vrei un anumit lucru, crede-mă că calea ți este deschisă, toți avem acces. Doar de noi depinde să știm ce vrem. Chestia aia pe care am tot auzit-o, lasă că știe Dumnezeu mai bine. Da. Dar Dumnezeu este în tine, prin urmare este o contradicție. Despre care Dumnezeu vorbim, da? Ne raportăm ca la un Dumnezeu exterior când spunem asta. Da, dar acel Dumnezeu exterior este parte din noi. Da. Și automat, dacă noi suntem părți integrante, automat știm că depinde de noi în acea proporție clară
ce reprezintă bucățica asta noastră de viață, de destin, să ne-o și facem noi. Corect. Asta este, Dimitrie. Îți mulțumesc tare mult pentru această discuție foarte frumoasă și ne dai așa aripi, uite, prin energia ta minunată și am mai învățat niște lucruri importante astăzi de la tine. De-abia aștept să ne revedem săptămâna viitoare între prieteni. Este mulțumesc. Important să ne amintim întotdeauna de această esență noastră, de puterea noastră interioară și astfel lumea este schimbată. Așa este. Îți mulțumim tare mult. Te aștept cu drag. Luăm o scurtă pauză și revenim între prieteni.